Recitalul artiștilor Florentina și Petre Giurgi, alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, a deschis programul evenimentului european în admirația publicului numeros, care s-a adunat rapid în fața scenei. La finalul primului moment artistic, toți cei prezenți au fost invitați să viziteze standurile Maramureșului, inclusiv pentru a degusta din bunătățile tradiționale românești. Cu ocazia celui de-al doilea moment artistic românesc din cadrul programului, dansatorii maramureșeni au reușit să mobilizeze întregul public prezent în Plas d'Arm, impresionat de sunetul taragotului maestrului Dumitru Dobrican și dansurile populare care au încălzit atmosfera ploioasă din capitala Marelui Ducat de Luxemburg. Sute de europeni s-au prins în dans, horele întinzându-se prin întreaga piață. Binecunoscutul artist Ducu Berții a susținut un recital îndelung aplaudat de românii din diaspora prezenți la eveniment, uneavând chiar lacrimi în ochi. Pe parcursul întregii zile de 9 mai, sute de oameni au vizitat standurile Maramureșului amenajate în Plas d'Arm, gustând din produsele culinare tradiționale maramureșene pregătite și admirând standurile meșterilor populari Maria Zapca, Daniel Leș și Dumitru Poptincu. La standul României, prin care se promova campionatul european 2020 și meciurile de fotbal ce se vor juca în București, celebrul fotbalist Gică Popescu a făcut poze cu fanii și a dat autografe invitându-i să viziteze țara noastră.